Pornesc cu gânduri foarte realiste. În niciun caz de la principiul că urmează să fiu schimbat. Nu voi fi un prim-ministru în cazul în care voi primi votul mâine, care vine în fruntea guvernului pentru a pleca. Nu am absolut nicio reținere în a remania acel ministru care nu se ridică la înălțimea așteptărilor publice și ale mele. Conducerile reunite ale celor două camere ale Parlamentului au stabilit miercuri oficial data la care premierul desemnat Mihai Răzvan Ungureanu este așteptat să își prezinte în ședință comună programul politic și echipa. Până joi, când va avea loc votul de investitură, fiecare candidat pentru funcția de ministru va fi audiat în comisiile reunite de specialitate. Aplauze pentru miniștrii PDL desemnați să facă parte din cabinetul Ungureanu. Așa a început ședința democrat-liberalilor din această dimineață. Cei nominalizați au fost validați de grupurile parlamentare și de conducerea PDL. Am luat decizia cu privire la susținerea în totalitate și fără echivoc a cabinetului Mihai Răzvan Ungureanu și Partidul Democrat-Liberal va acorda mâine votul pentru noul guvern. La Ministerul Administrației și Internelor, domnul Gabriel Berca. La Ministerul Finanțelor Publice, Bogdan Alexandru Drăgoi. La Ministerul Economiei, Lucian Bode. La Ministerul Transporturilor, Alexandru Nazare. La Ministerul Dezvoltării Regionale, Cristian Petrescu. La Ministerul Comunicațiilor, Șerban Răzvan Mustea. La Ministerul Muncii, Claudia Boghicevici. La Ministerul Educației, Cătălin Baba și la Ministerul Agriculturii, Stelian Fuia.